Meciul a fost câștigat de Antalya Sport la pauză, scorul fiind egal 0-0. Tehnicianul Marian Pan a folosit toți jucătorii, mai puțin pe Valentin Coșereanu și Leonard Naidin, ambii fiind ușor accidentați. În cele 8 partide jucate în cantonament, galbenverzii au câștigat 4 meciuri, au pierdut 2 și au avut tot atâtea înfrângeri. Mâine CS Mioveni se va întoarce în țară, este posibil însă ca partida cu Steaua să fie amânată și returul să înceapă cu o săptămână mai târziu, cu etapa numărul 20. Galbenverzii vor da piept în deplasare cu Astra Ploiești, iar cel mai probabil partida cu Steaua se va disputa ca intermediară la începutul lunii mai.